Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi voi prezenta un tutorial video despre cloud storage și mai exact vom vorbi despre website-ul bitcasa.com. Probabil mulți dintre voi au accesat deja destul de multe website-uri gen cloud storage și nu vor fi de acord cu acest tutorial, având în vedere că oferă 5 giga gratuit, pentru că sunt alte website-uri care oferă mai mult spațiu. Însă ce este interesant la acest website este faptul că cu doar 10 dolari pe lună putem primi storage nelimitat, adică putem să ne uploadăm pe acest cloud storage sute de giga cu doar 10 dolari, ceea ce la alte website-uri cu cât dorim mai mult spațiu, cu atâta plătim mai mult. Haideți să-l și descărcăm, să începem după aia să-l instalăm. Vedeți aici câteva, am văzut aici jos câteva review-uri. PC World zice "It sounds too good to be true. The cloud becomes your hard drive." Deci toată lumea zice că este prea frumos ca să fie adevărat, pentru că cu doar 10 dolari pe lună primiți storage nelimitat. Adică cu 10 dolari pe lună primești un hard de 5 tera, să zic așa, online, nelimitat. Pentru că probabil ei se gândesc că nu o să folosească lumea, sau cel puțin firmele mari au propriile servere de cloud și își țin fișierele online pe propriile servere, pentru care plătesc mii de dolari în fiecare lună, fără să utilizeze probabil acelea servicii, doar ca să țină backup-urile pentru website-urile sau pentru datele lor importante. Bun, s-a terminat și descărcarea, haideți să trecem la instalare. Calea unde se va instala. Automatically run BitCasa when Windows starts. Eu debifez asta și dăm click pe install. Ok, acum ar trebui să ne creăm un nou cont. Puteți să vă logați ori cu Facebook, ori cu Twitter. Eu voi alege opțiunea să creăm un nou cont. Numele computerului îl voi denumi tutorialevideo.info și dăm click pe Next. Alegeți o întrebare de securitate, un răspuns, suntem de acord cu termenii și cu condițiile și dăm sign up. Așteptăm puțin ca să se și logheze la contul nostru. Bun, după cum vedeți, ne-a și fost deschisă automat BitCasa. Avem disponibil, cum am mai spus, 5 giga. La fiecare utilizator invitat sau invitați un prieten sau un amic, primiți și dumneavoastră și cel care intră după dumneavoastră un giga gratuit. Adică probabil 20 de prieteni tot găsiți pe Facebook, ca să vă creșteți limita undeva la 25 de giga, ceea ce pentru un backup este destul de normal. Haideți să și uploadăm câteva fișiere în cloud-ul nostru. După cum vedeți, avem opțiunea drag and drop și dăm
Clic pe Done. După cum vedeți, se uploadează automat fișierele. Și creează câte un folder pentru fiecare fișier uploadat. Asta trebuia să creez eu un folder de prima dată. Bun, după cum vedeți la setări, puteți bifa Remember Login Info pentru a vă menține datele de logare pentru a nu le scrie tot timpul sau să pornească când pornește Windows-ul. Let BitCast automatically manage your cache. Aici rămâne așa la 7 GB. Pentru că asta recomandei, lăsăm așa. Bun, acum haideți să vedem My Movies. Virtual Storage. Puteți bifa. Ce să se întâmple? Faceți un backup sau să-l uploadați. Așteptăm să calculeze. User Videos. După cum vedeți, putem să le punem direct aici, după care dăm sync cu cloud-ul nostru, iar acestea vor fi găsite online. Haideți să vedem exact cu referals-ul. După cum vedeți, if you are a free user, cum am spus, dacă ești un user gratuit, cum ar veni tradus, primești un giga gratuit pentru pe viață. Deci în timp oricum poți să ajungi la 100 de giga într-o lună, două, fără niciun cost. Ceea ce în altă parte ar trebui să plătești destul de mult pentru acest spațiu. Bun, ne auzim în tutoriale viitoare. La revedere!